Stimați reprezentanți mass media, stimați participanți la conferința de presă, vă mulțumim mult pentru că ați dat curs invitația de a participa la evenimentul de astăzi, pentru a discuta despre procesul de recenzare în cadrul recensământ popular și locuinților 2024. Ținem să mulțumim instituțiilor mass media, partenerilor pentru suportul care este acordat într-o informarea populației despre recensământ, despre importanța recensământului, despre mersul recenzării și combaterea deci falsurilor, deci miturilor care se mai aud în societate privind procesul de recenzare. Înainte de a vorbi despre situația la zi privind recenzarea, aș dori să menționez că în cadrul campaniei de comunicare sunt produse o serie de materiale de informare a populației, inclusiv deci, diverse videouri. Și acum vă invit ca să privim unul din aceste videouri care informează mai bine despre procesul de recenzare, modul în care decurge procesul de colectare a datelor. Vă rog, Lili. Mesaj de interes public. Recenzământul populației și locuințelor 2024 a început. În curând, un recenzor va vizita locuința dumneavoastră. Deschideți ușa recenzorului și oferiți răspunsuri corecte și complete. În cadrul recenzământului sunt colectate date despre fiecare persoană din gospodărie, așa ca anul și locul nașterii, locul actual de trai, limba vorbită, nivelul de educație, ocupație, dar și întrebări despre locuință, cum ar fi suprafața și materialele utilizate în construcția locuinței. Aceste informații sunt necesare statului pentru a asigura condiții mai bune de viață locuitorilor țării. Răspunsurile pe care le veți da vor fi colectate de către recenzor și introduse pe un dispozitiv electronic, ceea ce va permite prelucrarea mai sigură a datelor și publicarea mai rapidă a rezultatelor. Datele oferite în cadrul recenzământului sunt confidențiale și protejate prin lege. Participarea la recenzământ este obligatorie, dar și un pact civic. Recensământul populației și locuințelor cu fiecare om și casă. Mulțumim. După cum cunoașteți, la 8 aprilie curent au fost lansate lucrări de recenzare. Circa 4.000 de recenzori vizitează fiecare casă pentru a colecta datele de recensământ. Conform situației la ziua de ieri, 25 aprilie, au fost recenzate 597.000 locuințe, inclusiv locuințele ocupate, dar și locuințele care nu sunt ocupate, și circa 860.000 de persoane au fost recenzate. Vreau să atenționez că numărul populației recenzate include atât populații cu rezidență obișnuită, cât și alte persoane care nu fac parte din populația cu rezidență obișnuită, dar aceste date, această informație mai precisă va fi cunoscută doar la etapa de procesare a datelor. De asemenea, am dorit să vă prezentăm informații privind procesul de recenzare în profil teritorial. Deci, în special ce ține de ponderea locuințelor recenzate, în total locuințe estimate. Deci, acum propunem atenția noastră distribuția deci, teritorială. Deci, în special, deci, ritmul de realizare a recenzării raportat, deci datele privind colectarea datelor în teren, locuințele recenzate, raportate la numărul estimativ al locuințelor dintr-un raion sau municipiu sau altul. După cum vedeți, liderii în procesul de recenzare sau cu ritmuri sporite, recenzarea decurge în raioanele Glodeni, Fălești, Orhei, Râșcani, Soroca, Telinești, Ungheni, Călăraș, Anininoi. Ritmuri mai joase față de media pe țară sunt înregistrate în municipiul Chișinău, municipiul Bălț, raioanele Briceni, Cimișlia, Cantibir, Cahul. În restul raioanelor, deci ritmul
este la nivelul mediei pe țară. În procesul de recenzare monitorizăm activitatea personalului de recensământ. Personalul, deci persoanele pot să apeleze la linia verde, de asemenea să adreseze întrebări în adresa Biroului Național de Statistică prin intermediul site-ului oficial al Biroului Național de Statistică și ne străduim să răspundem operativ la doleanțele, întrebările care parvin din partea populației. Ținem să menționăm puțin despre linia verde. În fond, lucrul colegilor de la linia verde este organizat de la orele 8 până la orele 9 seara. Deci, până la momentul actual, au parvenit circa 700 de apeluri preluate de către colegi. Vorbim despre întrebările frecvente care sunt adresate în cadrul apelurilor populației, sunt clarificarea identității recenzorului, deci în cazul dacă persoana are careva întrebări privitor la identitatea recenzorului, o poate face prin intermediul linii verzi. Sunt solicitări din partea unor persoane de a fi recenzate mai devreme sau la anumită perioadă de timp, în special în cazul când persoane în perioadă de recensământ, deci prevăd careva deplasări în afara țării. Sunt întrebări privitor la caracteritatea completării chestionarilor de ordin legislativ, privitor la obligativitatea prezentării IDNP-ului. Aici ținem să subliniem că, într-adevăr, datele care sunt incluse în chestionarul de recensământ, inclusiv IDNP-ul, este necesar pentru a fi prezentat de către populație. De asemenea, sunt întrebări de ordin metodologic și de alte întrebări, deci la care colegii de la linie verde sunt deschiși pentru a oferi orice detalii. Deci, în urma acestor apeluri, noi cunoaștem mai bine care sunt doleanțele, care sunt frământările populației, inclusiv în cazul când sunt careva semnale privitor la faptul că sunt întrebări privitor la modul de organizare a recenzării de către un recenzor sau altul. Deci toate aceste cazuri sunt luate la control strict și deci examinăm caz cu caz pentru a ne asigura că calitatea recenzării deci corespunde cerințelor. Vreau să menționez că este un caz când recenzorul, deci cu un recenzor s-a fost întrerupt deci și un contract de muncă, urmarea faptului că în rezultatul examinării deci modul în care a fost realizată recenzarea în unul gospodării s-a dovedit că modul de organizare n-a fost conform cerințelor. Evident, în urma întrebărilor acestea care parvin și inclusiv prin intermediul linii verzi, deci atragem atenția recenzorilor la momente care sunt care au fost depistate în cadrul recenzării pentru a atrage atenția colegilor care realizau recensământul pentru a asigura calitatea colectării datelor. Deci, după câte am menționat, sunt circa 4.000 de recenzori în teren și fiecare recenzor deci, urmează să execute cu strictețe, deci cerințele care sunt stabilite, inclusiv la vizitarea gospodăriei, neapărat recenzorul trebuie să prezinte, să prezinte legitimația. Legitimația care include inclusiv numele persoanei, funcția, semnătura și ștampila Biroului Național de Statistică. De asemenea, persoana trebuie să fie echipată, deci corespunzător, cu chipiu, tricou, vestă, rucsac și tabletă.
Deci, astfel, vrem să atragem atenția încă o dată că neapărat la vizitarea gospodării, licenzorul se va prezenta și va prezenta legitimația. Și în cazul dacă sunt careva întrebări privitor la identitatea licenzorului, populația este rugată să apeleze la linia verde pentru a clarifica orice întrebare și orice dubie. Deci, toate răspunsurile obținute de la populație, deci urmează să fie introduse în aplicație de către licenzor și la solicitarea persoanei licenzate vor fi oferite orice explicații privitor la întrebările de licențământ. La solicitarea persoanei, deci recenzorul va opera modificările în chestionar în cazul dacă a parvenit pe parcurs careva clarificări, careva precizări. Și acest lucru este posibil până la finalul interviului. Din dată ce interviul este finalizat, înainte ca să transmită deci, informația, chestionarul recenzorul precizează că persoana deci, a oferit toate întrebări, deci răspuns la toate întrebările și nu sunt careva deci, întrebări, clarificări. Și în cazul confirmării acestui lucru de către persoană, chestionarul este finalizat și transmis deci, pe serverul central pentru prelucrarea datelor. Deci, privitor la orarul de lucru sunt întrebări. De cine să menționăm că orarul este unul flexibil. Ora de activitate a recenzorului este între orele 8 dimineața și 9 seara, 21.00. Vorbim despre zilele de lucru, vorbim despre zilele, în cazul zilelor de odihnă, orarul deci este de regulă de la orele 10 dimineața până la orele 21.00. Deci, întrebările care se adresează de către populație, repet că suntem deschiși și deci, oferim detalii în orice caz, fie la întrebările adresate prin intermediul liniei verzi sau prin intermediul site-ul Biroul Național de Statistică, deci inclusiv adresate prin mesajele adresate biroului. Deci, Biroul Național de Statistică a realizat un sondaj de opinie în perioada 13 martie, 3 aprilie, deci a fost un sondaj lansat pentru a înțelege mai bine în ce măsură populația este informată despre recensământ și privitor la faptul în ce măsură sunt persoanele deschise pentru a oferi informații în cadrul recensământului. Deci, au participat peste 780 de persoane, din care peste 80% deja cunoșteau despre recensământ și marea majoritate a acestor persoane, ne bucură acest fapt, peste 90%, au menționat că sunt deschiși pentru a prezenta informațiile conform chestionarilor de recensământ. Deci, vreau să vă comunic în continuare deci, mesajul privitor la videourile, privitor la materialele informative despre recensământ, că a fost produs încă un material important pentru a informa mai bine populația despre recensământ și vă invităm să urmăriți un alt video care a fost produs cu suportul UNICEF în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării. Videoul face parte din serie de activități planificate în cadrul campaniei de comunicare și promovare a recensământului pentru a informa mai bine populația țării, în special prin intermediul elevilor,
despre importanța recensământului, importanța participării la recensământ a fiecărei persoane. Acum vă oferim această posibilitate să vedeți acest video. Deci este un alt video foarte frumos și mulțumim copiilor pentru faptul că ne ajută ca să înțelegem mai bine pentru ce e necesar recensământul și despre importanța participării la recensământ. Mulțumim Fondul Națiunilor Unite pentru Copii și Ministerul Educației și Cercetării pentru parteneriat, pentru suportul dumnealor într-o producerea acestui video. Deci, urmează și o serie de alte activități în cadrul instituțiilor de învățământ, în cadrul cărora, deci, diferitor manifestații în cadrul cărora profesorii, deci, vor, împreună cu elevii, vor ajuta să fie cât mai clară, deci, care este destinația recensământului, modul de organizare recensământului, importanța acestei activități de amplare națională pentru fiecare om din țara noastră. Țin să menționez că apreciem foarte mult suportul tuturor partenerilor naționali, pe partenerilor de dezvoltare care ne oferă acest sprijin în promovarea recensământului. Oficiul ONU pentru drepturile omului ne-a susținut de asemenea cu traducerea
chestionarul de licențământ, dar și altor materiale, pentru a informa mai bine persoanele de diferite etnii despre licențământ, inclusiv cu traducerea materialelor în ucraineană, găgăuză, români, bulgară, pentru ca reprezentanții acestor etnii să cunoască mai bine despre recensământ, despre scopul recensământului și să fie ajutați în procesul de oferire a informațiilor despre dumnealor în cadrul recensământului. De asemenea, deci Agenția ONU pentru Refugiați, Programul Alimentar Mondial, Organizația Internațională pentru Migrațiune, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, deci, de asemenea, cu sprijinul Uniunii Europene, care acordă suport consistent în cadrul și a proiectului de finanțare a recensământului populației și locuinților, proiect cofinanțat și de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Deci, ținem să mulțumim mult tuturor partenerilor de dezvoltare și partenerilor naționali pentru acest sprijin valoros în procesul de pregătire și realizare a recensământului. De asemenea, aș vrea să reiterez mulțumire față de organele mass media, instituțiile mass media pentru acest sprijin, să mă adresez către sursele mass media, către populație, de a vă informa din surse sigure, în special de pe site-ul Biroului Național de Statistică, și ca populație să nu cadă pradă, deci unor dezinformări. Reiterez că personalul BNS este deschis de a răspunde la orice întrebare care este adresată în adresa biroului, indiferent de modul în care parvin aceste solicitări. De asemenea, mulțumesc recenzorilor, personalului de recensământ, pentru implicare și pentru dedicație în cadrul colectării datelor. Îndemnăm populația în continuare să participe la recensământ. Mulțumim mult celor persoane care deja au avut posibilitatea, au fost deschiși și deci au oferit datele dumnealor în cadrul recenzării și îndemnăm, sperăm că și restul populației la venirea recenzorilor vor fi deschiși pentru a prezenta informația completă și corectă conform chestionarilor de recensământ. De asemenea, deci noi în mod regulat vom continua să informăm despre mersul deci lucrărilor de recensământ și la deci noile întrebări care apar, deci răspunsuri vor fi inclusiv plasate pe site-ul și Biroul Național de Statistică vor fi mediatizate pentru ca populația să cunoască cât mai bine despre recensământ și să primească răspunsuri la întrebările care mai rămân a fi fără răspuns. Vă mulțumesc și dacă sunt careva întrebări, vă rog să le adresați. Bună dimineața, Vlad Mirșin de la Bucătărie. Aș vrea să întreb dacă au fost înregistrate ceva comportamente agresive față de recenzori. Sau dacă, care ar fi dificultățile cu care se confruntă recenzorii de mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Într-adevăr, au fost înregistrate unele cazuri de comportament neconform din partea unor persoane și în aceste cazuri a fost semnalat deci organele respective, deci poliția, și toate aceste cazuri sunt examinate minuțios de către organele competente. Domnul Jucar, Dumitru, eu vreau să întreb dumneavoastră că a spus că în unele regiuni ritmul este mai înalt, în unele mai jos. Vreau să întreb de ce și, în mod special, de ce în Chișinău ritmul este mai jos. Deci, asupra ritmului de colectare a datelor influențează mai mulți factori și, în primul rând, deschiderea populației pentru a oferi informații. Deci,
este, deci, de regulă, în localitățile rurale, unde persoanele sunt, recenzorii sunt mai bine cunoscuți de către persoanele din localitate, procesul de colectare a datelor decurge mai ritmic. Persoanele sunt deci deschise din la prima vizită a recenzorului, sunt oferite aceste informații. În alte deci localități, special municipiul Chișinău și municipiul Bălți, recenzorilor le e necesar un efort suplimentar pentru a contacta gospodării, pentru a convinge de a participa, dar și în unele cazuri persoanele sunt angajate în câmpul muncii, deci ei propun recenzorului ca să vină la o altă dată, la o altă oră, și lucrul ăsta de asemenea influențează procesul de colectare a datelor. Am încă o întrebare, știu că Chișinău figurează limba moldovenească și vreau să întreb de ce, dacă potrivit legislației și inclusiv Constituției, așa limba în Republica Moldova nu există. Vreau să fac o precizare, în chestionar nu este indicată limba deci moldovenească sau denumirea altei limbi, dumneavoastră vă referiți la variantele de răspuns. Deci, în fond, limba, etnia, religia se înregistrează la libera declarație a persoanei. Varianta de răspuns, inclusiv dacă vorbim de limbi, au fost preluate din, inclusiv din recensământele precedente, reieșind din răspunsurile frecvente oferite de către populație. Deci este vorba doar de o opțiune pentru populație de a răspunde. Vreau să precizez, să admitem cazul că această opțiune ar lipsi. Deci persoana la întrebare, care este limba vorbită sau limba modernă, maternă, mă scuzați, dacă persoana dorește să declare că este o limbă anume, această opțiune trebuie să fie în variantele de înregistrare a răspunsului, doar din considerentele acestea, luând în considerație, deci, practica și răspunsurile care au fost oferite în cadrul recensământului precedent. Dar în statistică, apoi, dacă cineva dat răspuns că limba moldovenească, da? Statistică, apoi, înregistrați ca limba moldovenească sau ca limba moldovenească? Deci, asta și este ideea. Deci, noi însăși la colectarea datelor, deci înregistrăm așa cum a declarat persoana. Deci, de ce noi opțiunea aceasta am prevăzut-o, ca la declararea persoanei, ca limba moldovenească, limba română, deci în modul în care s-a declarat, în același mod, aceste răspunsuri vor fi înregistrate. Ce scuze și ultima mea întrebare. Din păcate, există foarte multe reclamații publice că recenzori unii, recenzorii nici nu întreabă etnie și limba vorbită și ar completa acest mea ei singuri, cum vor, da? Dar poate reclamații publice că unii din recenzori ar avea și legături cu unele partidele politice. Vreau să întreb dacă aceasta corespunde realității și dacă da sau nu, cum este. Mulțumesc pentru întrebare. În fond, după cum am relatat și mai sus, deci suntem deschiși și preluăm toate semnalele privitor la înregistrarea datelor, privitor la etnie, limbă sau alte, oricare alte îngrijorări. Noi nu putem a priori să învinuim o persoană sau alta de faptul că n-a fost, nu și-a îndeplinit în modul oportun obligațiuni. De ce? În fiecare caz e necesar să examinăm și vă asigur că în fiecare caz aparte noi îl examinăm, dar pentru noi este important ca să fie oferite datele persoanei care menționează că a fost într-un mod, spune așa, ironat înscrise datele sau, cum a spus dumneavoastră, unele întrebări nu au fost adresate. În cazul ăsta solicităm ca persoana să indice la ce adresă lucrul ăsta s-a întâmplat și deci neapărat personalul BNS se va deplasa, va contacta persoana aceasta și va examina deci cazul cap-coadă pentru a elucida cazul. Vreau să reiterez că în urma examinării unui din acest caz, deci s-a devenit că într-adevăr deci a avut loc o asemenea caz și recenzorul în final, deci contractul cu recenzorul a fost reziliat. Da. Și, da. Acest recenzor a fost contactat
Noi lucrul ăsta nu-l cunoaștem și îți depășește, deci, mandatul nostru. În ce mod și cum, după toate din discuții, persoana pur și simplu, deci, n-a fost, n-a ținut cont pur și simplu de rigori, dar a fost influențat sau nu politic, este membru sau nu a careva formațiuni, lucrul ăsta nu-l cunoaștem și nu putem să-l comunicăm. Mulțumesc, dumneavoastră. Vă rugăm dacă mai sunt întrebări. Da, vă rog. Spuneți-mi, vă rog, dacă ați plătit despre rata de refuz, dacă da, atunci vă rugăm încă o dată să faceți precizare. Nu ne referit la rata de refuz. Deci aceste date, aceste informații vor fi deci, disponibile mai târziu. Sunt anumite situații când persoanele spun că da, eu nu prezint informația. Nu sunt frecvente. În fiecare din aceste cazuri căutăm modalitate de a convinge persoană, deoarece în fond pentru noi este foarte important ca fiecare persoană să fie auzită și datele de fiecare persoană să fie înregistrate din spusele acestor persoane. Deci acum despre careva rată nu putem vorbi, unul la mână și doi, deci despre refuz, deci noi vom vorbi doar la finele recensământului, atunci când toate măsurile, acțiunile vor fi deci întreprinse pentru ca persoana să fie deci convinsă de a oferi această informație. Când este important ca fiecare persoană deci să participe la recensământ. Au fost informații că pentru refuz să fie amendă, să fie oficială amendă. Am întrebare dacă deja au fost pusă măcar un amendă sau încă nu puteți să declarați că cineva a refuzat. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Deci, răspunsul ca tare l-am dat anterior, prin faptul că deci, noi nu avem încă situație când persoana categoric a refuzat și deci noi continuăm să convingem aceste persoane și atâta timp cât noi continuăm să convingem și avem șansa de a obține răspunsul, noi nu aplicăm careva sancțiuni. Deci nu este un scop în sine de a sancționa persoana. Deci obiectivul primar este de a obține informații de la persoană. Deci această măsură restrictivă va fi aplicată doar la finele perioadei de recensământ, atunci când nu vor fi alte modalități posibile de a convinge persoana să ofere informații. Mulțumesc de asta. Mulțumim, dacă nu sunt întrebări, încă o dată vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră, îndemnăm populația să participe la recensământ, mulțumim tuturor celor care deja au participat, mulțumim tuturor partenerilor. Mersi mult, la revedere! La revedere.